Așadar, te trecem la partea a doua, dar înainte de a începe partea a doua, vreau să vă spun că am avut bucuria astăzi să fiu primit la administrația credențială, mă rog, hârtiuța asta care să spună de faptul că eu am ajuns acolo, am prezentat președintele țării cele două volume ale mele, m-am adresat primei doamne și iată că am primit răspunsul. Te rog să-l citești, Mihela. Deci, administrația prezidențială, domnului profesor Ioan Ursu, stimate domnule profesor Ioan Ursu, vă informăm că administrația prezidențială a primit scrisoarea dumneavoastră, înregistrată cu numărul din data de 11.03.2015, adresată doamnei Carmen Iohannis. Administrația prezidențială vă mulțumește în numele primei doamne pentru urările și gândurile bune transmise. Vă asigurăm că urmărim cu interes punctele de vedere pe care le primim cu regularitate din partea cetățenilor, așa cum vom face și cu opiniile exprimate de dumneavoastră. Vă mulțumim pentru inițiativă și vă urăm mult succes în activitatea pe care o desfășurați. Cu stimă, Andrei Muraru, consilier prezidențial, Departamentul Relații cu Autoritățile Publice și Societatea Civilă. Da. Pentru mine asta a însemnat un moment de bucurie, de satisfacție și am realizat următorul lucru. Ambii și președintele țării și doamna Iohannis sunt profesori la bază. Și m-am amintit că am insistat o dată pe ideea de a trimite mesaje spre președinție. Nu știu câte au făcut-o, dar cu ocazia asta îi anunț pe toți simpatizanții, toți cei care urmăresc pe Prof Online, că iată, eu am făcut-o. Ce bine ar fi să fiu susținut acum și de cei care sunt în clipa asta și au povestit atâtea mesaje care spun că au reușit la capacitate, la bacalaureat, doar cu mine. Este un lucru care, mă rog, îl pot preciza și îl pot menționa și pot trimite mesaje, e-mail-uri pe adresa președinției, spunându-le că chiar așa este. Ei sunt cei care au avut norocul să mă fi descoperit. Și, domnule președinte, ce bine ar fi ca dumneavoastră să ieșiți să spuneți chiar așa este. Am primit cele două volume la Prof Online, au ajuns la dumneavoastră și că urma mesajelor pe care sper că le veți primi de la foștii mei elevi virtuale, pe care nu știu. Nu știu. Ei mă știu foarte bine, pe mine eu nu știu. Ei, de la ei primind acestea, sper să reușiți să ieșiți să spuneți. Există Prof Online. Dragi elevi, puteți da pe Google Prof Online și intrați în pagina acestui om care nu obosește zi și noapte încercând să ajute pe cei care au nevoie de el. Asta fac. Prin fundația pe care am pus-o la punct, voi începe această activitate intensă și vreau să vă spun că am și pus un anunț. Cei care se vor găsi în stare să facă un bine, se pot transforma în puncte de multiplicare a volumelor în țară oriunde se afla ei, iau legătura cu mine și îi pot oficializa prin fundație să înceapă activitatea aceasta de multiplicare a volumelor. Astfel, decât să vină o adresă spre cineva și de aici să fie adus prin curierat, pe nu știu ce, mai bine facem asta, dragilor. Deci, în orașe, în localități, acolo unde cineva își asumă răspunderea, intră în legătură cu mine, prin fundație se încheie un contract de colaborare, eu îi trimit hardul cu volumele acestea și el se apucă să le multiplice, sigur, oficial făcând chestia asta și să putem, sprijini pe copiii aceia care vor să facă chestia asta. Sunt localități unde internetul ajunge foarte greu. Dar dacă persoana respectivă își are internet și poate trage anumite lecții care sunt la clasa 6, iată, noi facem lecții de lecție. Nu știu copiii de acolo.
nu știu cum să intre, nu știu să ajungă, poate nu au posibilități. Ne gândim foarte tare ca prin fundație să-i putem ajuta pe cei în nevoi, care n-au șansa să intre în posesia lecțiilor, să putem să le cumpărăm mâine un calculator mai greu. Dar un DVD, writer de acela care se însemne la televizor pus și el să poată să-și pună DVD-urile care le putem da chiar în fundație gratis la cei care sunt în imposibilitatea să-și poată achiziționa. Prețul va fi foarte mic, deci 2-3 lei, așa mă gândesc să fie un DVD. Informația nu contează, contează foarte mult ca valoare, dar nu punem preț pentru că ne gândim câtă nevoie au copiii aceștia ca să ajungă să intre în posesia lor. Deci asta vreau să fac, domnule președinte. Dar sigur, am nevoie de sprijinul și a celor din jurul meu, a celor care au reușit să intre în relație cu mine. Și cer, domnule președinte, doar atât, să există, să spună, există prof online. Haideți să putem ajuta și să spunem elevilor că au o șansă. De aceea spuneam mai devreme că seriozitatea cu care am muncit în fiecare zi, în fiecare clipă, am 20 de ani de când mă gândesc la acest proiect, de 20 de ani tot îl încerc să-l finisez, mi-am asumat orice risc, riscul acela mare de a mă fi înlăturat din sistem, nu? Când am gândit la ideea asta, n-am înțeles ce înseamnă transparența, nevoia de a ști ce se întâmplă cu copilul tău. Uite, Mihaela, te află acum zi de zi la lecție. Pentru că te interesează, îți pasă de copilul tău. Nu poți să crezi că acolo, după ce s-a închis ușa, profesorul face ce vrea el. Așa e. Nu poți să crezi că poți să lași așa lucrurile de izbelește. Mai ales când vezi că lucrurile nu merg, se duc din ce în ce mai rău. Păi, asta e povestea. Da, deci nu poți dormi noaptea ca părinte, nu dormi noaptea și te gândești ce să faci pentru fiica ta. Corect. Iată că vii zi de zi. Pentru mine este o chestie extraordinară. Să fii prezent la fiecare lecție și să asiști cum fiica ta urcă ușor câte puțin. Este o bucurie imensă. Spui, tot efortul ăsta se merită în continuare. Așadar, dragilor, v-am spus acest lucru pentru că am de gând să scanez, să pun chiar pe blog răspunsul. Poate președintele sau consilierii, cei care vor viziona, în clipa asta sunt cu ochii pe mine, au înțeles, chiar Mihai Răzvan Ungureanu, care este consilierul cel mai apropiat al președintelui, am stat de două ori personal de vorbă cu domnia sa, știe de prof online, fiul său este în clasa a doua, va învăța cât de curând după prof online. Domnule Răzvan Ungureanu, Mihai Răzvan Ungureanu, încercați să faceți lucru bun pentru România, pentru școala românească. Continuăm. Problema 4 de la 61, domnul profesor. 4 de la 61. Hai să vedem. O lucrare ar fi fost finalizată de 20 de muncitori în 15 zile. Deci 20 de muncitori în 15 zile, nu? Da. După ce lucrează 8 zile, deci 6 dintre ei sunt transferați, rămânând ca lucrarea să fie finalizată de către restul echipei. Deci, după ce 20 de muncitori, deci ar fi trebuit să termin lucrarea în 15 zile. După ce lucrează 8 zile, deci după 8 zile, 6 dintre ei sunt transferați. Deci mai rămân doar cât, dacă 6 sunt transferați, 14 rămân. Da. Rămânând ca lucrarea să fie finalizată de către restul echipei. În câte zile va fi terminată lucrarea? Aha. Hai să urmărim. Deci problema se pune, să înțelegem așa. Deci 20 de muncitori care fi lucrat împreună, ar fi reușit să termin lucrarea respectivă în 15 zile. Da. Din păcate, după 8 zile de lucru, deci, practic, le mai rămân câte zile de lucru? 7, nu? Da. Deci, urmează 7 zile de lucru și
rămân doar 14. Rămân doar 14 muncitori. Da. Da? Dar au executat o parte din lucrare. Toți 20? Toți 20, așa. Deci, după 7 zile, deci 7 zile de rămân de lucru, doar câți muncitori să lucreze? 14 muncitori. Părerea voastră, Miruna și cu Vlad, ce părere aveți voi? Ori mai termina ei cei 14 în 7 zile? Nu. Nu ori mai termina 7 zile. Deci e un număr mai mare de zile. Da. Așadar, lucrarea pe care ar fi terminat-o cei 20 în 7 zile, da, lucrarea pe care ar fi terminat-o cei 20 în 7 zile, acum trebuie să o termine cei 14 în câte zile? Deci aproape 7 zile primiți. Deci 20 ar fi lucrat în 7 zile. Da? 20 ar fi terminat în 7 zile. 14 muncitori în câte zile? În X zile. Întrebarea este un număr mai mare de zile sau mai mic? Mai mare, mare. Mai mare. Deci aici este invers. Invers proporțional. Adică 20 de muncitori este săgeată în jos spre 14 și X zile este mai mic. Așa cum zici voi, săgeată în jos, săgeată în sus. Dar ideea de bază este asta, din punct de vedere al raționamentului. Deci dacă 20 ar fi lucrat 7 zile, mai puțin, un număr mai mare de zile. Da. Și atunci? Facem 14 ori 7, 10 zile. Pe 20. Nu, facem 20 ori 7, egal cu 14 ori X. Așa. Deci, haideți să facem cum am gândit noi altă dată. Deci, ce mulțime? 20 și 14, 20 și 14. Invers proporțional. Sunt invers proporțional cu 7 și X. Ce înseamnă cu 20 ori 7? Exact! 14. La inversă proporționalitate, nu se ăsta ori ăsta egal cu ăsta ori ăsta. Mm-hmm. Deci 20 ori 7 egal cu 14 ori X. Ai costul 40 egal cu 14 X? Deci, adică de aici X egal cu 140, nu? Da, supra 14. Egal cu 10 zile. 10 zile. 3 zile mai mult. Deci, cum spuneam, un număr mai mare de zile vor lucra cei 14. Hai să vedem care a fost chestia de problemă. Trebuie să fie de prind acolo. Da. Ea a fost un pic amestecată acolo. Da. Dar toată povestea a fost de clipa în care au plecat, cum aranjăm și cum gândim problema. Deci, cei 20, dacă ar fi lucrat, ar fi continuat lucrarea, ar mai fi făcut 7 zile. Dar din clipa asta nu mai sunt 20 când... Au plecat 6. 6 au plecat. 14 au mai rămas. În câte zile? Mai multe zile. Corect. Și aici e cum mers cu probleme. Corect. Da? Da. Miruna, clar? Da. Deci așa trebuie văzut. Că dacă aici nu știam să ne strecurăm bine cu 7 zile de rămân de lucru, ar fi rămas, ar fi terminat lucrarea, n-am fi putut aranja bine problema, da? Da. Bine. Mergem mai departe. 12. Da, facem și 12. O asociație agricolă, da, a însămânțat 0,28 din teren. 0,28? Din teren cu porumb. 0,28. 0,28 din teren cu porumb. Din teren cu porumb. 40% din teren. 40% cu grâu. Din teren cu grâu. O cincime din teren. O cincime din curs. Teren cu ors.
crăciun cu floarea calului. Așa. Restul cu floarea calului. Știind că suprafa, învățăm cu ABC și D? Știind că suprafața însămânțată cu grâu. Deci A, B, C și D sunt suprafețele care au fost însămânțate cu porumb, grâu, orz și... Da. Știind că suprafața însămânțată cu grâu, adică B, și cu floarea soarelui, adică B plus D, da? Da. Totalizează 234 de hectare. Da. Determina suprafața ocupată de fiecare cultură. Da, să determinăm suprafața, adică cine este A egal cu cine, B egal cu cine, C egal cu cine și D egal cu cine, da? Da. Din nou să citim problema. Deci, o asociație agricolă a însămânțat 0,28 din teren cu porumb, 40% din teren cu grâu, o cincime din teren cu orz, iar restul cu floarea soarelui. Știind că suprafața însămânțată cu grâu și cu floarea soarelui totalizează 234 de hectare, determinați suprafața ocupată de fiecare cultură. Vă aștept cu idee. Păi A egal cu 28%. Dar nu zice 28 la 100. A, 28, să schimbi 0,28, frază, dus altfel, da? Hai să lucrăm cu fracții, da? Corect. Deci 0,28 la D egal cu 28%. 28%, care se mai simplifică cu 4 și vine 7 pe 25. 7 pe 25, notăm cu X suprafața totală. Corect. X suprafața totală. X B egal cu 40%. Deci 7 pe 25 X. Nu? Da. Deci A, A. Acum să spunem 7 pe 25. E bine cum am scris până așa. Acum zice A egal cu 7 pe 25 Hai. X. Din X. Păi. Adică știm ce înseamnă fracția din, da, din suprafața totală. B egal cu 40%. B. Simplifică. B egal cu 40 pe 100, X din X, ca să spunem corect. Și așa 2 pe 5 din X. 2 pe 5, 2 cincimi din X. C egal cu 1 pe 5. C egal cu o cincime din X. Din X. Și D egal cu X minus. D va fi egal cu X minus. X minus 7 pe 25. Minus, pun într-o paranteză, minus, da, suma celorlalte. Da, 7 pe 25 din X, plus 2 pe 5 din X, plus 1 pe 5 din X. Așa. Putem să o lucrăm pe asta? Sigur. Da. Paranteza. Neapărat o lucrăm. Și mai avem și că B plus D egal cu 200. Da, nu, lasă, să vedem D-ul. Okay. Egal cu X minus. Da. D egal cu X minus aducem la același numitor pe 2 pe 5 cu 5 și pe 1 cu 5 sau cu 5. Da. Și vine 7 pe 25 din X plus 10 pe 25 din X plus 5 pe 25 din X. Da. Și D este egal cu X minus 17, 22 pe 25 din X. Adică 25X. 7X plus 10X plus 5X, nu? 7X plus 10X plus 5X, adică 22 pe 25X. 22X pe 25X. Da, deci egal mă, D-ul este X minus 22 pe 25X. Da? Sigur că da, neapărat. Egal mai departe. Am văzut-o prin X-ul 25. Și D-ul este egal cu 25X minus 22X pe 25, adică D este egal cu 3X pe 25. 3X pe 25.
Și iată că știm că A, B, C și D. Să scriem încă o dată. A-ul este 7 pe 25 X. B-ul este... Cât am zis? 2 pe 5 X. C-ul e egal cu 1 pe 5 de X sau X pe 5? X pe 5, 1 pe 5 asta, da. Din X. Și D-ul este 3X pe 25. Iată că le știm acum, raportat la X. Și acum, Miruna? B plus D egal cu 234. Așa, B plus D egal cu 234 hectare. Adică, ce înseamnă adică 2x pe 5. 2x pe 5. Plus 3x pe 25 egal cu 234. Am 234. Aducem la aceeași numitor. Da. Amplificăm prima cu 5 și pe 234 cu 25. Cu 25, corect. Și o să avem 10x plus 3x pe tot pe 25. Nu mai este, că am adus. A. Păi să tot va fi 25, egal cu? Egal cu 5850. 5850. Pe 25, adică 5850. Nu mai este supra da, 13 pe x egal cu 5850. De deci, unde x este egal cu... 13x egal cu 5850. X egal cu 5850 pe 13. Alu-te x egal cu 450. Și acum înlocuim. Hectare. Și dacă știm pe X, aflăm pe A, B, C și D. Și zicem A egal cu. Să lăsăm pe... Da, A acum. A egal cu. Așa. A este egal cu 7 pe 25 ori 450, care se simplifică cu 5, nu? Cu 25, cu 25 de la 15. Da, da, da. 18, care rezultă A, 26. Este egal... 126 hectare. B. Așa. B egal cu 2 ori 450. 2 pe 5, nu? Vlade. Da, 2 pe 5 ori 450, care rezim, a, simplificăm cu 5. Face 90. Da, 90. 180 hectare. Apoi. Și C este egal cu 1 pe 5 ori 450 cu 5, 90, rezultă C egal la 1 de hectare. Deci, 90 de hectare. Așa, și D este egal cu 3 pe 25 ori 450. Și simplificăm 25 cu 450 de 18 și rezultă 54 hectare. Termina problema. Da? Da, da. Aici ce a putut autorul să facă? Ce a urmărit ea? Ne-a dat informații cam care e partea care s-a însămânțat cu fiecare din culturile respective și pe urmă ne-a mai spus că suma a două părți face atâta. Și de aici noi ne-am legat. Ne-am legat. Deci, n-a fost o problemă dificilă, una la îndemâna noastră. Hai să zicem altă problemă. Noi, de ce? Trebuie să le dăm. Așa. Lucrând împreună, două echipe de muncitori ar putea să finalizeze o lucrare în 24 de zile. Dar, deci, echipa 1, 1 plus 2, ar putea să finalizeze o lucrare în 24 de zile. 24 de zile. Dar, prima lucrează singură timp de 4 zile. Deci, prima lucrează singură 4 zile. Iar cea de-a doua, 6 zile. Șase zile.
Și astfel, ele realizează doar 20% din lucrare. Deci lucrând independent. Da. Așa. Asta două cât au lucrat ele, însemna 20% din lucrare. Din lucrare. Câte zile îi vor fi necesare celei de-a doua pentru a termina lucrând singură? Deci, câte zile ar trebui să lucreze cea de-a doua? X zile, da? Da. Pentru a finaliza lucrarea. Pentru a finaliza lucrarea. Să mai citim o dată, nu? Sigur. Sigur, lucrând, dar mai calm, mai rar. Mai rar. Lucrând împreună, două echipe de muncitori ar putea să finalizeze o lucrare în 24 de zile. Dar prima lucrează singură timp de 4 zile. Așa. Iar cea de-a doua, 6 zile. Și astfel, ele realizează doar 20% din lucrare. Da. Câte zile îi vor fi necesare celei de-a doua pentru a termina lucrând singură? Frumoasă problemă. Mm-hmm. Vlade, atenție. Suntem atenți la problemă? Deci, prima 4 zile. Dacă ar lucra împreună, cot la cot, cele două echipe, ar termina 24 zile. Însă prima lucrează 4 zile, a doua 6 zile și când se uită din lucrare, doar o cincime. Că 20% înseamnă 20%, o cincime. O întrebare. Nu știu dacă ne ajută la ceva. Deci, prima echipă lucrează 4 zile și a doua a început odată cu prima sau după ce a terminat prima echipă? Ne puteam gândi că o să le băgăm deodată. Păi dacă ar fi așa, amândouă echipa ar fi lucrat împreună 12, 4 zile. 4 zile împreună. Da, împreună 4 zile. 4 și a doua a mai lucrat încă 2 zile. Poate e și secretul. M-am gândit așa. Foarte tare chestia. Poate aici este secretul că ei, noi ne putem imagina că să-i punem la lucru simultan 4 zile. Da. După 4 zile pleacă prima, și rămâne să execute doar a doua lucrare. Nu? Da. Foarte tare chestia. Atenție multă. Deci ne putem gândi că surprinde problema altfel. Cele două echipe s-au apucat de lucru, au lucrat 4 zile împreună. Și prima echipă a plecat și a doua echipă a mai lucrat încă 2 zile. Și a acoperit încă lucrând de a două zile 20%. O cincime. Înseamnă că cele 4 nu a acoperit o cincime. Mai puțin în cele 4. Și atunci au rămas 2 zile în care vedem care va fi diferența de la o cincime până la o cincime. Și atunci vom ști cam cât face pe zi din lucrare. Hai că începem să să demontăm problema. Da? Să aprinde pe coleț ușor. Insistăm încă o dată. Ideea a fost bună ta. Aceea, Vlad, care ai spus, n-am putea să ne închipuim că lucrează de la bun început. De ce să le lăsăm noi pe rând? Da, adică nu o să fi lucrat prima echipă 4 zile și după ce a plecat prima să vină a doua și lucrurile. De ce să ne băgăm de la bun început? Noi surprindem momentul ăsta favorabil. Adică, uite așa, hai să ne închipuim că asta e lucrarea. Și pe toată lucrarea asta, el împreună ar trebui să se fie dus câte 24 de zile. Da. De câte ori? Câte 4? De 6 ori, nu? Da, 6 ori, 24. Bun. Să vedeți la ce îmi vine în minte acum. De ce zic eu că se bate în 6? Pentru că 4 zile prinde prânda în 2. Corect. Și atunci eu o voi împărți în 6. Adică ce înseamnă în 6? O dată în 2, nu? Și fiecare dată în 3.
Să am 6 segmente egale. Egal, da. 1, 2. Și acum încep așa. În primele 4 zile sunt amândouă. Cât la sută, ce parte din lucrare? O șesimie este, da? Da. Deci, 1 pe 6 din toată lucrarea execută în cele 4 zile. Ambele echipe. Ambele echipe. Lor le rămâne de executat cât 5 șesimi. Cu o șesime o epuizat-o. Corect, împreună. 5 șesime le-ar rămâne de executat. Dar din clipa asta dispare prima echipă și rămâne numai a doua. A doua, mânând de a două zile, ajunge să facă o cincime din lucrare. Atenție! Deci a doua echipă, încă două zile, mușcă din lucrare. 2%. Mușcă din lucrare. 1/5, corect. Și diferența dintre o cincime minus o șesime, nu? Că din ea mușcă din ia să vedem. Deci mușcă din al doilea segment. Deci cum să socotim noi? Aici trebuie să fim foarte, foarte atenți. Deci în două zile face de parcă toată ar fi împărțită în 5. Corect. Și ea se duce un pic mai mult și înseamnă o cincime din toată lucrarea. Câte cincime ar mai rămâne? 4. 4 cincime. Da? 4 cincime ar rămâne să execute singură. Corect. Acum, din cum este o șesime față de o cincime? O cincime e mai mare decât o șesime. Corect. Și acum eu am scăzut din o cincime pe o șesime. Deci dintr-o cincime scad dintr-o cincime am scăzut o șesime ca să văd bucata asta care e executată în două zile. Echipa a doua singură. Singură, da. Corect. Două zile. Și bine, 6, atunci aceeași numitor 6 minus 5. Deci vine 1 pe 30. Da. În 1 pe 30 din lucrare, a 30-a face în două zile. Da. În două zile. Înseamnă că într-o singură zi va face cât din lucrare? Deci 1 pe 30 face în două zile. Deci 1 pe 30 face în două zile. 1 pe 30 împărțit la 2 face 1 pe 60. Da. Deci 1 pe 60 din lucrare, 1 pe 60 din lucrare, din X, face zilnic. Echipa a doua. Echipa a doua. Deci o a 60-a parte din lucrare face zilnic. Atunci, în cât timp va lucra cele 4 cincimi? Că eu am mai rămas 4 cincimi. Deci 4 cincim din X. Câte zile vor fi necesare celei de-a doua pentru a termina lucrând singură? Corect. Zicem așa. Dacă 1 pe 60 corespunde la o zi, atunci 1 pe 60 din X face într-o zi. Atunci 4 cincim din X în câte zile va? 4 cincim, pur și simplu, nu are, da. 4 cincim, nu mai spun din X. X zile. Întrebarea este, am de a face cu o directă proporționalitate sau inversă proporționalitate? O directă proporționalitate.
Aici o 60 aparte și aici 4-5 m-au crescut. Mm-hmm. O zi, un număr mai mare de zile. De acord, da? Da, da. Deci, practic am așa. 1 pe 60 și 4-5 mulțimea asta direct proporțional cu 1 și respectiv 4 cu x, 1 și x. Și acum să scrie direct la proporționalitate, că pe 60 totul supra 1. Egal cu 4 pe 5 totul supra x. Corect. Se așează într-un alt mod. 1 pe 60 ori x este egal cu 4 pe 5. 1 pe 60 ori x, pot să spun așa, egal cu 4 pe 5. Sau x pe 60. Da, x pe 60. X pe 60 egal cu 4 pe 5. 64, aici 60 cu 5, nu? Din 5 aici. Da? Da, și face prin cât 12. Deci x pe 12 egal cu 4. Deci x egal cu 4 și 80. Deci, practic, după ce lucrează 6 zile, îi mai trebuie 48 de zile în continuare, ca să termin lucrarea. Că eu am luat în calcul din clipa în care, după cele 6 zile, are executat 4-5. Da? Deci, e limpede că mare de lucru, după ce au lucrat 6 zile, singură, încă singură, așa, 48 de zile. Hai să vedem unde a fost miezul problemei. Că meritai să insistăm un pic. Ideea mea cu dacă au lucrat împreună sau separat. Startul problemei a fost la tine. Dar miezul, cu adevărat, chestia de finețe unde am pus degetul pe rană. Acolo, pe 1 pe 5 se vedea să vedem din 1 pe 5. Asta e momentul. Că dintr-o cincime care e mai mare decât o șesime, am scăzut. Și mi-a rămas bucățica asta de segment care e executată în 2 zile. Corect. Asta e important, în 2 zile, de la 4 la 6. Și ca să aflu cât lucrează ea, care e capacitatea ei de a executa din lucrare într-o singură zi, corect, am împărțit la 2. Și de aici am aflat că e 1 pe 60 din lucrare. Și atunci, dacă într-o zi face 1 pe 60 din lucrare, apoi 4-5 din lucrare, în câte zile le va face? Da? În câte zile? Ne-a ieșit 48 de zile. A fost o directă proporționalitate și totul a fost. În fiecare oră îmi propun și vă observați că vă invit să citim cu foarte multă atenție. Este un secret al reușitei. Dacă mă observați, încerc de fiecare dată să domin problema. Deci dacă intru în panică de puțin, imediat se simte. Problema te simte și te ține tot mai departe de ea. Eu am văzut repede problema, sigur cum inițiativa ta a fost bună, dar imediat am mai fost cât un pas și am zis, mă, am văzut o cincime aici. Da? Am văzut o șesime rapid din 4 în 4 în 4. Și diferența, foarte importantă, și diferența în 2 zile, am zis, gata, scade din o cincime pe o șesime și văd în 2 zile. Voi afla într-o zi și pe urmă, gata, lucrarea merge. Da? Deci invitația mea este să îndrăzniți, să fiți răi. Și v-ați aflat în fața unui câine, nu? Și dacă știi să-l domini, câinele se retrage. Dar dacă teama te prinde, ești mâncat. La bomba lui mama. Deci, se întâmplă, corpul emană niște feromone, să zic așa, un miros specific de teamă, care este foarte ușor perceput de câine. Câinele te simte și gata. Da. Și atunci n-ai nicio șansă.
Deci așa e problema de matematică. Corect. Aici am vrut să spun. Așa e problema. Dacă o domni, dacă ai sentimentul, dacă ai convingerea că reușești, nu, nu chiar în clipa aceea, dar aștepți imediat să vină, dar nu stai la plajă și aștepți ideea să vină peste tine. Nu. Ci vorba de o luptă continuă. Este o stare psihologică pe care să o ai în fața problemei. Deci, gândul că reușești trebuie să te stăpânească. Și atunci problema o finalizează, o reușește. Pot, o fac, sigur o fac. Dar să văd un pic unei chestii, unei dichisuieri. Ce vreau, unde trebuie să umblu, acolo trebuie să ajung. Și gata, o fac. Acest lucru te asigură succesul. Mă adresez vouă, dar eu m-am adresat tuturor acum. Camera înregistrează și vorba unui elev al meu, zice, domn profesor, dumneavoastră nu comunicați numai informația, ci și o altă atitudine în rezolvarea problemei. Un alt comportament. Comportamentul acelui care reușește. Și atunci te duci foarte bine. Asta trebuie să fie starea tot timpul. Sigur că seriozitatea la ori, nu mai spun, atenția în fiecare clipă, nu stai acolo, te gândești, butonezi telefonul, te gândești la nu știu ce, colega mea ce mi-a spus ieri, îi dau eu răspunsul acum, să mă gândesc la nu știu ce. Acestea toate se iau din potențial. Da? Deci trebuie să avem grijă când ne apucăm de treabă. La revedere, dragilor! Așa, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Prof. Online. O seară bună pentru toți!